Astăzi am revenit cu un nou videoclip în care testăm TikTok-uri pentru test. O să vedem dacă sunt adevărate sau false. Am primit câteva TikTok-uri de la voi, am selectat și eu câteva TikTok-uri, iar astăzi o să le testăm împreună cu voi. Dar hai să începem cu primul TikTok. First, let me use a carrot. All right, no harm, but I'm using the thick side of the carrot. Let's try the smaller end. Carrot's fine. One more carrot test. Oh no. Snapped right off. All right, what do you guys think will happen to the hot dog? Damn, clean cut. Prin urmare avem nevoie de cremvuști și morcovi, așa că ai la magazin. Avem aici morcovii. Ăsta arată ok. Ăsta seamănă la deget, deci e efectiv ca un deget. Am făcut rost de ingrediente, niște morcovi și cremvuști. Ideea e că ar trebui să nu... Adevărat, dar e cum a închis geamul? Din aplicație. Așa. Bam. Wow. O să încercăm prima dată cu morcovul ăsta mai mare. Ideea e că chestia asta chiar e importantă, pentru că îți poți prinde degetele aici. Și hai să vedem dacă are sau nu protecție. Deci. Ok, e bine, e bine. Să vedem dacă încercăm partea asta mai subțire de aici, ok? Ia să vedem. Aproape, dar dacă facem 2000 strike-uri la videoclipul ăsta, o să-mi pun degetele aici, să vedem dacă rezistă și degetele mele. O să facem un TikTok și o să vedeți acolo dacă se prind sau nu degetele. Și luăm primul crembuș, da? Bă, ăsta e ca un deget, un pic mai gros decât un deget, dacă se vede. Și... Bă, eu cred că ăsta nu prea o să reziste, dar hai să vedem. 3, 2, 1 și... Bă, l-a luat direct. Da, crembuștul nu prea o duce bine, din câte se pare. Mamă, nu e bine. Deci v-am zis, 2500 like-uri și o să încercăm să facem un TikTok cu degetele mele. Prin urmare, TikTok-ul ăsta pot spune că este adevărat. Hai să trecem la următorul TikTok. I've got Steam running on my Tesla Model X Plaid. This is running Steam OS. So, just sticking with the default settings. So far, pretty smooth. Holding 70 FPS, pretty constant. Got cracked on B. Let's go ahead and try. O să încep prin a spune că TikTok-ul, da, este adevărat, chiar te poți juca pe Steam, te poți juca Counter-Strike, GTA 5, o grămadă de jocuri pe Tesla, dar doar pe cele mai scumpe Tesla, adică Tesla Model S și Model X Plaid 2023, adică Tesla Model 3, Model Y, astea și chiar noi din 2023, nu te poți juca, te poți juca decât jocurile astea pe care le-am mai jucat noi în trecut, Beach Buggy Racing, Cuphead, care, vedeți, necesită controller. Noi avem aici un controller, dar dacă vreți să vedeți cum te poți juca pe Tesla mai bine, am făcut un clip mai detaliat, o să vi-l las în dreapta sus, dați acolo un clip și uitați-vă, pentru că am jucat cât mai multe jocuri acolo și acolo arătam mai bine care este situația cu gaming-ul pe Tesla. Hai să trecem la următorul TikTok. Elon Musk made a mistake making Tesla. The door is frozen and I can't get in. Eu am văzut TikTok-ul ăsta de multe ori și până nu de mult era chiar adevărat acest TikTok. Mânerele astea pe timp de iarnă nu prea e o idee bună, pentru că atunci când îngheață, nu te le mai poți folosi, adică îngheață efectiv și nu le mai poți deschide. Dar treaba stă în felul următor. Elon Musk s-a gândit și el într-un final să adauge ceva în aplicație ca să rezolve această problemă. Iar treaba asta în felul următor. În aplicație, dacă ne ducem, în aplicație mai nou, a apărut un nou buton aici. Iar butonul acesta deschide ușa. Practic, problema asta este rezolvată. Adică chiar dacă este înghețată, imediat o să se deschidă ușa. Deci, eu zic că e o chestie foarte bună. A durat ceva să se gândească Elon Musk la asta și pot să zic că da, este enervant, pentru că atunci când era ploaia aceea înghețată sau dacă pur și simplu era foarte frig și îngheța ușa și nu mai putea să ți-o deschizi, efectiv, n-aveai ce să faci. Și destul de caterică, pentru că dacă ești departe și vrei pur și simplu să-ți deschidă ușa, se deschide ușa, tragi de asta și gata. Nici nu trebuie să atingi bunerul. Deci mi se pare destul de mișto treaba asta, e de la un update relativ recent. Prin urmare, TikTok-ul este fals, acum este mult mai ok să deschizi ușa la Tesla. How to open Tesla rear door manually. Lift inner liner. Open bottom tab. Pull white foam.
TikTok-ul ăsta l-am primit de la un abonat și am rămas surprins că nu știam treaba asta la mașină până acum. Și nu știu dacă este adevărat, am zis să o păstrez pentru acest videoclip că am primit acum câteva zile. Normal, la Tesla în interior trebuie să apeși pe acest buton ca să deschizi ușa, da? Acest mâner de urgență de aici. Dacă tragem de el, se deschide ușa. Ați înțeles? Ideea e că mânerul ăla este doar de urgență. Nu trebuie să-l folosești în mod normal. Doar dacă rămâi fără curent sau ceva de genul. Ideea e că nu știam că în spate s-ar putea să existe și ceva de genul la fel. Deci dacă luăm covorașul ăsta de aici, băi, ești nebun! Deci nu pot să cred că nu pot să scot covorașul ăsta. Acum scoatem covorașul. Și eu de cât de curat e aici. Bă, dar unde e chestia aia? Că nu e. Ok, apare, cred că e fake. Sau? Ce am văzut din videoclipul ăla părea să fie un Model Y, dar asta e Model 3, adică sunt cam aceleași mașini. Dar apare mașina mea, nu are. A spune că TikTok-ul ăsta este fake, dar nu știu ce să zic, adică cel puțin la Model 3 aparent nu există această ieșire de urgență, poate la, doar la Model Y. Deși mi se pare ciudat de ce n-ar băga și la Model 3. Dar da, până atunci o să spunem că este fake, până o să vină poate cineva în comentarii care are un Model Y să îmi clarifice și mie dacă există sau nu un mâner de ieșire de urgență în spate. Să trecem la următorul TikTok. Alarming video that state police say shows extremely dangerous behavior. A man and woman both apparently asleep in the front seat as their Tesla seems to keep driving, presumably in autopilot mode. It's happened before. In June, this driver was asleep at the wheel of a Tesla on the 405 in Los Angeles. O să încercăm acum să vedem ce se întâmplă dacă nu interacționăm deloc cu mașina și o lăsăm să meargă pe autopilot, da? Deci am pus-o pe autopilot și setăm 5 la oră. Da? 5 la oră mergem. Încă pâlpâie, al doilea, al treilea. Deja se supără pe noi. Direcția automată indisponibilă. Avariile și ne-am oprit. Deci automat mașina se oprește. De asta mi se pare ciudat acest TikTok, pentru că în mod normal mașina, dacă nu interacționezi cu ea, ea se oprește. Știi? În mod normal. Nu știu acum dacă la alea din America o fi altfel sistemul, dar eu cred că la fel este și la cei din America. Acele știri, eu cred că au fost poate înaintea de să facă acest lucru, această restricție de a pune mâna și de a se opri mașina. Dar în mod normal la o Tesla, dacă o pui pe autopilot și nu interacționezi cu ea, ea o să se oprească. Concluzia ar fi că TikTok-ul cred că este real, dar acum nu prea este un pericol așa ceva, pentru că dacă ador la mașină, mașina pur și simplu se oprește și pune avariile. Cam asta au fost TikTok-urile. Dacă mai aveți alte idei sau nelămuriri, lăsați-mi-le în secțiunea de comentarii și o să încerc să vă răspund la cât mai mult. Și dacă mai vedeți alte TikTok-uri interesante pe care vreți să le testăm, dați-mi tag în comentarii la TikTok-urile respective și poate apar în următoarele episoade. Eu am fost Andrei și ne auzim la următorul vlog. Vă pup, ceau!